Găsit. O nouă zi de duminică ne oferă prilej pentru un nou popas spiritual în cadrul Sfintei Liturghii, care va începe în câteva momente aici la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău, de unde transmitem în direct în aceste momente și de unde vă invităm ca împreună cu noi să luați parte la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care și astăzi, ca în orice zi în care este oficiată, vine să ne îndemne să ne oprim din graba noastră cotidiană și să închinăm această zi lui Dumnezeu prin participarea la slujbă, prin fapte și bune și prin grija noastră de cele ale sufletului. Sunt Iulian Troca și vă îndemn să fiți în continuare alături de noi la Sfânta Liturghie, care va fi oficiată astăzi de Înalt Preasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, împreună cu soborul de preoți al Catedralei. Înalt Preasfințitul Vladimir este tocmai acum întâmpinat prin cântarea numită Imnul Arhieresc, de întâmpinare a arhiereului slujitor. Ocupă locul pe catedră, locul mai înălțat din mijlocul Catedralei Nașterea Domnului, de unde va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie până la momentul vohodului mic, când va părăsi acest loc și se va îndrepta în Sfântul Altar, acolo unde pe Sfânta Masă, în cadrul slujbei, se jertfește pentru noi la fiecare Sfântă Liturghie Hristos cel Euharistic. Astăzi suntem în duminica de dinaintea sărbătorii Bobotezei, o duminică în care de asemenea sărbătorim soborul Sfinților 70 de apostoli. Pe lângă cei 12 apostoli despre care cunoaștem fiecare dintre noi, Domnul nostru Iisus Hristos a ales încă 70 de apostoli mai mici ca să propovăduiască învățătura sa. Despre acest lucru scrie Sfântul Evanghelist Luca astfel: iar după aceasta a ales Domnul alți 72 și i-a trimis câte doi înaintea feții sale în fiecare cetate și loc unde însuși avea să vină. Și zicea către ei: secerișul este mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul secerișului ca să scoată lucrători la secerișul său. Aceste cuvinte ale Evanghelistului le vom auzi astăzi în cadrul Evangheliei care se va citi la această slujbă, alături de o altă pericopă evanghelică rânduită pentru această duminică de dinaintea Bobotezei, și anume cea despre cel care pregătește calea Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, care îl vestește în această duminică pe Iisus, cel ce vine, urmând ca în chiar ziua Bobotezei să se citească și continuarea acestei pericope. Dar la timpul potrivit, Sfânta Liturghie a Duminicii de astăzi ne va descoperi învățăturile morale ale zilei în care ne aflăm, prin lecturile evanghelice, predica preoților, iar Dumnezeu va face ca slovile Lui să rodească în inimile noastre. Să citesc acum rugăciunile de dinaintea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, iar în scurt timp diaconul va cere binecuvântarea pentru începutul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, care va fi dată din Sfântul Altar, și astfel Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Duminicii de astăzi va începe. Iată, tocmai putem urmări începutul Sfintei Liturghii. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfânta Liturghie începe cu binecuvântarea mare de început a Sfintei Liturghii, prin care recunoaștem și mărturisim că împărăția Sfintei Treimi este valoarea supremă și ultimă și ne exprimăm dorința de a intra în ea. Iar intrarea în împărăția cerurilor este scopul Sfintei Liturghii către care noi mergem cu fiecare moment al Sfintei Slujbe, simbolic și real, prin împărtășirea din Dumnezeu Cuvântul și din Dumnezeu Cel Euharistic. Sfânta Liturghie continuă cu Ectenia Mare sau Ectenia Păcii, care chiar de la început
ne îndeamnă Domnului să ne rugăm cu pace și în pace, pentru că astfel sufletul și cugetul să ne fie împăcate, iar în felul acesta să ne apropiem de Dumnezeu, uniți fiind cu toți cei prezenți și la Sfânta Liturghie în rugăciune către Dumnezeu, pentru a primi astfel pacea adevărată care se reliefiază în crucea lui Hristos, care prin cruce a omorât vrăjmășia din lăuntru nostru și dintre noi. Și cu frică de Dumnezeu intră între însă Domnului să ne rugăm. Și Părintele nostru, în apel Sfințitul Mitropolitul Vladimir, pentru cinstită de preoțime și cea întru Hristos de aconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru de Dumnezeu, păzită-ța noastră, Moldova, stăpânire, și poporul ei, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Catedrală aceasta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc între insele, Domnului să ne rugăm. Și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostinesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Și nevoia Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește prin noi Dumnezeu ne cu harul tău. Biblia Sfânta curată, prea binecuvântată, Stăpână noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Picioare Maria, cu toți Sfinții să o pomenim, prin noi ești și unii prealții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Antifoanele sunt cele care continuă Sfânta Liturghie. Ele ne pregătesc pentru vohodul mic, ce simbolic reprezintă intrarea noastră în Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde noi, împreună cu puterile cerești, aducem slava lui Dumnezeu și unde este prezent Hristos, cel care se jertfește euharistic în cadrul Sfintei Liturghii. Se cântă acum primul din cele trei antifoane liturgice, iar în timpul cântării antifoanelor, în altar sunt rostite în taină trei rugăciuni, numite rugăciunile antifoanelor, pe care preotul le rostește în numele tuturor creștinilor adunați la Sfânta Liturghie.
iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pură Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenind-o pe noi înșine și pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Este împărăția, putere și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Antifonul al doilea și imnul Unule Născut continuă Sfânta Liturghie, iar noi vom reaminti că astăzi, în duminica de dinaintea Bobotezei, sărbătorim și soborul celor 70 de apostoli. Spuneam anterior că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a avut 70 de ucenici pe lângă cei 12 apostoli aleși. Toți acești ucenici ai Domnului s-au ostenit propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, îndurând chinuri și prigonii. Biserica îi cinstește cântându-le astăzi aceste frumoase cuvinte din care învățăm importanța pentru fiecare dintre noi a praznicului de astăzi. Ceata ucenicilor lui Hristos, celor 70, să o lăudăm dumnezeiește credincioșii și să o prăznuim, că printr-înșii toți ne-am învățat a cinsti treimea cea nedespărțită, că sunt luminătorii dumnezeieștii credințe. Referitor la cei 70 de ucenici, Eusebiu, episcopul Cezareei Palestinei, unul dintre primii istorici bisericești, spune în cartea sa, numită așa Istoria Bisericească, numele fiecăruia din cei 12 apostoli ai lui Hristos, din destul se încredințează din mărturiile Evangheliei. Iar pentru cei 70 de apostoli, niciun catalog sigur nu se află undeva. Dar dintre ei, îi putem menționa pe acești apostoli care au lăsat un nume în istoria bisericii, cum sunt Sfântul Iacob, ruda Domnului menționat de Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Galateni, când spune: m-am suit în Ierusalim ca să văd pe Petru, iar pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacob, fratele Domnului. Acesta a fost primul episcop al Ierusalimului, pus de însuși Domnul, pe care, propovăduindu-l, evreii l-au dat jos de pe aripa bisericii și cu pietre l-au rănit, apoi, lovindu-l cu un lemn în cap, a trecut la Domnul. Sfântul Marcu Evanghelistul, Sfântul Luca Evanghelistul, Sfântul Cleopa, fratele mai mic al dreptului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, care, călătorind în Emaus cu Sfântul Luca, a văzut pe Domnul după înviere și după o vreme a suferit moarte martirică, Sfântul Simeon, rudenia Domnului după Iacov, cel care a fost al doilea episcop în Ierusalim și a fost și el răstignit pentru Hristos, Sfântul Barnaba, cel numit astfel de apostol, care mai înainte se numea Iosie, Sfântul Filip, unul din cei 7 diaconi care a botezat pe Simon Vrăjitorul în Samaria și pe famenul Candachiei, episcop între ale Asiei, Sfântul Silvan, Sfântul Apollo și mulți alții care, pe parcursul anului bisericesc, au și zile separate de prăznuire, în care de asemenea ne amintim de râvna lor pentru Hristos și aportul deosebit la propovăduirea credinței creștine. De aceea, astăzi, în mod deosebit, le cântăm lor tuturor că, printr-înșii, toți ne-am învățat a cinsti treimea cea nedespărțită și că sunt luminătorii dumnezeieștii credințe. Despre cei 70 de apostoli ai Domnului vom auzi astăzi în Sfânta Evanghelie, de citirea căreia ne apropiem tot mai mult, iar între timp se citește Ectenia Mică de după antifonul al doilea, urmând ca Sfânta Liturghie să continue cu antifonul al treilea, cel care ne prezintă fericirile sau condițiile de intrare a noastră în Împărăția Cerurilor.
clericii se pregătesc pentru vohodul mic, momentul în care atât corul cât și preoții, prin cântarea de la acest moment liturgic, ne vor îndemna să ne închinăm și să cădem la Hristos, pe care îl simbolizează Sfânta Evanghelie ce este purtată în procesiune prin mijlocul credincioșilor către Sfântul Altar. Procesiunea s-a îndreptat către catedra unde se află înalt pe Sfințitul Vladimir, care s-a închinat Sfintei Evanghelii, apoi se va îndrepta către Sfântul Altar. În felul acesta, însuși Hristos este Cel care ne duce spre împărăția Sa, iar noi cădem la picioarele Lui, cerându-i să ne mântuiască, pentru că vrednicia de a intra în împărăție o putem dobândi doar cu harul lui Dumnezeu. Oh,
Sfânta Evanghelie a fost așadar așezată în procesiune pe Sfânta Masă, în cadrul Vohodului Mic, și suntem îndemnați acum să ne pregătim pentru a ne împărtăși cu Dumnezeu cuvântul prin lecturile evanghelice, care urmează în scurt timp. Între timp, în al preasfințitul Vladimir a cădit Sfânta Masă, icoanele și credincioșii prezenți în biserică, iar pregătirea noastră către lecturile sfinte vine și prin slăvirea sfinților pe care o facem la acest moment al Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, când se cântă troparele și condacele zilei. Vom reaminti, astăzi suntem în duminica dinaintea botezului Domnului, îi sărbătorim pe Sfinții 70 de apostoli, iar împreună cu ei și pe Sfântul Cuvios Mucenic Zosima, Sfântul Mucenic Atanasie, Cuviosul Teoctist, Sfântul Ierarh Eustate, Arhiepiscopul Serbiei. În scurt timp se va citi Sfânta Evanghelie, care ne va scoate în evidență evenimentele centrale prăznuite în această binecuvântată de Dumnezeu duminică.
cerșevezi și cercetează via aceasta și o întărește pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește preia. Trisagion ne-a pregătit pentru lecturile din Cărțile Sfinte, iar imediat se va rosti prochimenul sau versul introductiv pentru Apostolul zilei de astăzi. Apostolul reprezintă lecturi din scrierile Sfinților Apostoli, astfel, prin aceste lecturi, ne pregătim să ne împărtășim din însuși Cuvântul lui Dumnezeu prin lecturile din Sfânta Evanghelie care vor urma. Călătoria am săvârșit, credința am păzit.
Diaconii s-a gătit cu luna dreptății pe care Domnul îmi va da în ziua aceea. El dreptul judecător și nu numai mie, ci și tuturor celor ce-a iubit arătarea Lui. Fraților, mi se pare că Dumnezeu pe noi apostolii ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte, fiindcă ne-am făcut priveliște lumii și îngerilor și oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi însă înțelepți întru Hristos. Noi suntem slabi, voi însă sunteți tari, voi sunteți într-o slavă, iar noi suntem într-o necinste. Până în ceasul de acum pământim și însetăm, suntem goi și suntem pămuiți, și privegim și ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocăriți fiind binecuvântăm, prigoniți fiind răbdăm, culiți fiind ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor până astăzi. Nu ca să vă rușinez, vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc ca pe niște copii ai mei iubiți, căci îți avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți, căci Eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci vă rog să fiți mie următori, precum și eu lui Hristos. Pace ție, Sfinte Scripturile, și Duhului tău. Aleluia, 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 glasul al patrulea. Citim în continuare Sfânta Evanghelie și astăzi vom afla despre vestirea Sfântului Ioan cu referință la Mântuitorul Iisus Hristos, dar și despre cei 70 de apostoli sărbătoriți astăzi. Să ascultăm Sfânta Evanghelie și să luăm aminte. Binecuvintează în preasfinții de stăpâne, de binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Marco, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvântul putere multă, preplinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin, așa să fie mie după cuvântul tău, Stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. O, ce cum s-a scris în proroci, iată eu trimit pe Îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului,
drepte faceți cărările sale. Așa s-a arătat Ioan botezând în pustie și propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, și mergeau la el tot ținutul iudei și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordanului, mărturisindu-și păcatele lor. Și era Ioan, îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea brâu de curea împreună în mijlocul lui și mânca lăcuste și mghiere sălbatică. El propovăduia zicând: vine după mine cel care este mai tare decât mine, căruia nu sunt prednic să mă plec și să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, dar acela vă va boteza cu Duhul Sfânt. Vremea aceea a rânduit Domnul alți 70 de ucenici și i-a trimis câte doi înaintea feței sale în fiecare oraș și loc unde însuși avea să meargă, și zicea către dinșii: secerișul este mult, iar lucrătorii sunt puțini, deci rugați pe Domnul secerișului ca să scoate lucrători la secerișul său. Mergeți, iată, eu vă trimit pe voi ca niște mghei în mijlocul lupilor, să nu purtați pungă cu bani, nici traiste, nici încălțăminte, și nimănui pe cale binețe să nu-i dați, iar în orice casă veți intra, mai întâi să ziceți: pace casei acestea, și de va fi acolo fiul păcii, se va odihni peste dânsul pacea voastră, iar de nu, la voi se va întoarce, și în aceeași casă să rămâneți mâncând și bând ce au ei acolo, căci prednic este lucrătorul de plata sa. Să nu vă mutați din casă în casă, și în orice oraș veți intra și vă vor primi, mâncați cele ce vă pun înainte, tămăduiți pe bolnavii care vor fi acolo și spuneți-le: s-a apropiat de voi împărăția Dumnezeu. Iar când veți intra într-un oraș și nu vă vor primi pe voi, atunci ieșiți în ulițele lui și ziceți: și pulberea care s-a lipit de picioarele noastre din orașul vostru o scuturăm ca să rămână la voi. Dar aceasta să știți că s-a apropiat de voi împărăția Dumnezeu. Însă vă spun vouă că mai ușor va fi Sodomii în ziua aceea decât acelui oraș. Vai ție, Corazine, vai ție, Betsaido, căci dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunele care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac și în cinușă, dar Tirului și Sidonului mai ușor le va fi la judecată decât vouă. Și tu, Capernaume, care te-ai înălțat până la cer, până la iad te vei pogorî. Pace ție, vine veste. Așadar, a fost citită Sfânta Evanghelie a liturgiei de astăzi, și dacă am vorbit despre cei 70 de apostoli cu puțin înainte, referindu-ne la cealaltă pericopă evanghelică citită astăzi, trebuie să spunem că ea reprezintă începutul Evangheliei Sfântului Evanghelist Marcu. Evanghelistul își începe Evanghelia sa cu începutul propovăduirii în lume a lui Hristos. Și el întărește profeția prorocului Maleahi despre Ioan înainte mergătorul, ca înger care va merge înaintea feței Domnului.
răspunzând la întrebarea de ce prorocul și evanghelistul îl numesc pe Ioan înger când el nu era înger, ci om, Sfântul Nicolae Velimirovici spune: mai întâi pentru că Ioan a fost în viața sa ca un înger ceresc dintre toți oamenii, apropiindu-se cel mai mult de viața îngerilor. În al doilea rând, pentru că trebuia să fie limpede învățătura că scopul preoției pământești a lui Hristos era de a face îngeri din oameni, din oameni muritori și păcătoși, din oameni după firea lor înrobită, de a face ființe libere în mod firesc, fără de moarte și fără de păcat, întocmai ca sfinții îngeri din cer. În ce fel era Ioan ca un înger? Mai întâi în ascultarea sa față de Dumnezeu, în al doilea rând în libertatea sa față de lume și în al treilea rând în lipsa sa de griji pentru viața sa trupească. Prin pustia în care strigă glasul îngerului, înțelegem sufletele oamenilor până în vremea aceasta, care au fost despărțite de Dumnezeu și se aflau cufundate în întunericul morții. Sfântul Ioan este cel care ne trezește conștiințele. Păcatul a răsturnat întreaga lume, iar îndemnul lui Ioan este să lepădăm păcatul ca să restabilim armonia lumii. Ioan a botezat în pustie și a propovăduit botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor vine drept urmare a pocăinței pe care o propovăduia Ioan. Pocăința, mărturisirea și botezul cu apă era săvârșite de către Ioan, dar iertarea păcatelor este numai în puterea lui Hristos, despre care chiar Ioan spune: eu vă botez cu apă, dar El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Ce înseamnă toate acestea ne va descoperi în mod minunat praznicul botezului Domnului, pe care îl vom sărbători în două zile. Sfânta Liturghie continuă acum cu ectenia întreită, în cadrul căreia vom auzi și cererile speciale și rugăciunea la vreme de boli molipsitoare. Ai sfinte catedralei acesteia, am greșit și fără de lege am făcut și pentru aceasta mânia ta cea dreaptă ne-a ajuns pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, și umbra morții ne-a împresurat pe noi și de porțile iadului ne-am apropiat. Deci către tine, Dumnezeul nostru, în durerea noastră cu milință strigăm, fie-ți milă de poporul tău și nu-l pierde de tot. Cu milință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, cel ce stăpânești moartea și viața, nu da morții sufletele robilor tăi și oprește de la noi mânia și urgia ta, pentru că pierd ca fumul zilele noastre. Răniți suntem ca iarba sau uscatăria noastră și perim de tot pentru păcatele noastre. Fie-ți milă de robii tăi, într-o pocăință cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Adu-ți aminte, Doamne, că trup suntem duh ce iese și nu se mai întoarce și cu milință oprește unia ta cea cu dreptate pornită asupra noastră, cu care ca și cu o sabie înainte de vreme ne tai pe noi, slăbește boala și încetează rana care de grab ne pierde, că nu morții te vor lăuda pe tine nici tot ce se pogoară în ea, ci noi cei vii te lăudăm și cu durerea inimii suspinând, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Mai mult decât toți am greșit și fără de lege am făcut, stăpâne, și deși n-am agonisit încă pocăință, primește gândul nostru în locul ei și înduplecându-te spre mine ca un prea puternic, slobozește pe robii tăi de boala cea de moarte și de cumplitele dureri, cu lacrimi suspine ne rugăm ție, de grabă auzi-ne și ne miluiește. Să nu-ți aduci amintele fără de legile și nedreptățile poporului tău și să nu intri la judecată cu robii tăi, nici să te întorci de la ei cu mânie, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, cine va putea să stea în fața ta, că praf și țărână suntem și starea noastră aici ca un nimic înaintea ta, ci ca un durat și de oameni iubitor, milostivește-te și nu ne pierde pe noi în mânia ta, pentru fără de legile noastre, rugăm-ne ție, prea bunule Dumnezeule, auzi-ne și ne miluiește.
cel ce nu voiește moartea păcătoșilor și să se întoarcă și să fie vii, ca un izvor al vieții, până vii pe noi ce venești de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu cel ce stăpânești vii și morți și nu ne pierde cumânia îngrozirii tale, cu strigare tare într-o amărăciune a inimii și cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Cu milostivire caută, Doamne, spre pătimirea poporului Tău și Te milostivește și poruncește Îngerului Cel ce și-a tins mâna Sa ca să ne piardă pe noi pe toți, precum ai poruncit odinioară în zilele lui David, să înceteze să-și oprească și acum mâna Sa ca să nu ne piardă de tot, că și noi, mărturisindu-ne într-o pocăință ca David, strigăm Ție, am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrenici nici de milostivirea Ta, dar Tu, ca un îndurat, fiind îmblânzit de însăși milostivirea Ta, arată minele Tale cele de demult și ferește poporul și oile turmii Tale. Rugăm-ne Ție de grabă, auzi-ne și ne miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în Sfânta și pentru tot cinstit de catedrala aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce este înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Care se rostește acum, Sfânta Liturghie se apropie de cea de-a doua parte a sa, Liturghia Euharistică, în care, în timpul vohodului mare pe Sfânta Masă din altar, se va aduce potirul euharistic, descoperindu-ni se astfel sensul principal al Sfintei Liturghii, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului prin taina Sfintei Euharistii.
din care Mântuitorul ne îndeamnă să ne împărtășim pentru a avea viață în noi. Vor urma ectenile pentru credincioși și imnul hieruvic. Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, că suntem credincioși iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește prin noi, Dumnezeule, cu harul Tău, înțelepciune. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Catedrala aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia nevoia și primejdea, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune. Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Imnul hieruvic ne va îndemna în continuare toată grija cea lumească să o lepădăm, pentru ca astfel să ne apropiem de Sfânta Euharistie, prin care devenim participanți la jertfa Domnului cea pentru noi. Dumnezeu se dăruiește pentru noi, iar noi nu putem să ne apropiem de această jertfă decât cu gândurile la cele înalte, ca astfel să-L putem întâmpina pe Împăratul tuturor, cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Imnul hieruvic va fi întrerupt de vohodul mare, în care îl rugăm pe Dumnezeu să ne pomenească într-o împărăția sa. Iar noi, doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun în aceste momente de la ascultătorii Radio Moldova. Stimați ascultători, să aveți o duminică frumoasă. Vă așteptăm la o nouă transmisiune în direct în ziua Bobotezii, începând cu ora 8:30, iar noi continuăm transmisiunea noastră pe Moldova 1. Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Sănătățele sale, mari domn și părinți, prefericiți patriarhi ortodoxi și pe Domnul nostru, prefericitul patriarh Kiril, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Arhiria voastră, să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De Dumnezeu păzită țara noastră, Moldova, stăpânirea și oastea ei, și pe frații noștri, preoți, diaconi, monahi, și pe tot cei din clerul bisericesc, și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, cinstitele darului au fost puse pe Sfânta Masă, acoperite cu Sfântul Aer și sunt cădite în acest moment, în timp ce se cântă partea a doua a imnului Heruvic. Tot mai mult ne apropiem de momentul culminant al Sfintei Liturghii, prefacerea pâinii și vinul și vinului în trupul și sângele Domnului, care ni se dă spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Sfânta Liturghie este o reactualizare a cinecele de taină, la care Mântuitorul a luat pâinea și, binecuvântând, a frânt și a dat ucenicilor săi zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu, și de asemenea paharul zicând: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii cele noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Biserica oficiază Sfânta Liturghie la porunca Mântuitorului, care a spus: să faceți aceasta într-o pomenire a mea. Ispunim molitvul nostru, Gospodi vin. Urmează echenia cu cererea specială pentru darurile puse înainte, astfel cinstitele daruri
sunt pregătite pentru a fi sfințite, iar în cadrul Sfintei Liturghii suntem îndemnați și noi să ne angajăm prin participare cu inima și cu sufletul nostru la rugăciunea în comun pentru a primi binecuvântarea și darul lui Dumnezeu. La sfârșitul acestei ectenii, Biserica va rosti crezul, învățătura noastră de credință, sintetizată în simbolul de credință. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешение наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и в покаянии скончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирным и доброго вот света на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшим, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
sfânta jertfă cu pace, o aducem. Împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu mărim și contemplăm sfințenia Creatorului nostru împreună cu puterile cerești, care cântă imnul Sfânt, 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 Domnul Savaot în fața tronului dumnezeiesc și ne apropiem în felul acesta tot mai aproape de jertfa euharistică oficiată în cadrul Sfintei Liturghii. Aducem de toate.
prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. În cadrul Sfintei Liturghii, toți Sfinții se unesc cu noi în rugăciune. De aceea îi pomenim acum, iar pomenirea lor începe cu prea sfânta, curata, prea binecuvântata de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cea care înalță rugăciunile creștinilor la tronul lui Dumnezeu și Fiul Său. Iar rugăciunile Maicii Domnului, împreună cu cele ale Bisericii, se înalță la Dumnezeu pentru ca jertfa adusă să fie primită în jertfelnicul cel mai presus de ceruri, unde se află Hristos.
cele mari cuvinte numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel mai presus de ceruri și duhovnicescu său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de sfârșitul transmisiunii noastre în direct din această duminică, o duminică ce ne-a oferit un nou prilej să ne adâncim duhovnicește în înțelesul ei de zi închinată Domnului și de a ne opri din graba noastră cotidiană pentru a participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la care Hristos este prezent în mijlocul nostru pentru a ne se împărtăși, a ne dărui chezășia vieții veșnice și a ne conduce în împărăția pe care a promis-o tuturor celor care fac voia lui Dumnezeu. Este duminica ce anticipează apropiatul praznic al botezului Domnului nostru Iisus Hristos, marea sărbătoare care, la rândul ei, anunță și sfârșitul sărbătorilor de iarnă, dar care ne adâncește în înțelesul îndemnului dumnezeiesc de a ne naște din nou, de a muri păcatului și de a învia pentru viața de veci prin botezul cu apă și Duh Sfânt, despre care vorbea Ioan Botezătorul și pe care ne-a dăruit prin taina Sfântului Botez însuși Dumnezeu. Am ascultat astăzi Evanghelia ce vestește venirea Mântuitorului și botezul lui în apele Iordanului pentru a ne pregăti de însuși evenimentul pe care îl vom sărbători în doar câteva zile, data de 19 ianuarie. Ne-am amintit astăzi și de cei 70 de apostoli ai Domnului care s-au ostenit duhovnicește pentru ca învățătura de credință lăsată de Domnul Hristos să ajungă la inimile și sufletele noastre. Cu exemplul celor 70 de apostoli și cu învățăturile pe care ni le-a scos astăzi în evidență biserica, ne îndeamnă să ne apropiem de sărbătoarea botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Și domnilor, în data de 19 ianuarie vă așteptăm la o nouă transmisiune în direct a slujbei de bobotează, care va începe la ora 8:30. Aici încheiem transmisiunea noastră de astăzi de la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău. Sunt Iulian Proca și vă doresc o duminică frumoasă. La revedere!